Ce faceți voi, băi nebunilor? Ce draci aveți voi? Ce faceți, mă? Sunteți pregătiți pentru încă o doză de sictireală în trafic? Episodul ăsta cred că o să aibă cam multe pulmi. Nici nu o să mă obosesc să le cenzurez. Așa că in fucking joy! Doza de sictir de astăzi vă este prezentată de către Guvernul României, UE, Organizația Mondială a Sănătății, reptilieni, masoni, Bill Gates, dar și marile companii Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca și Johnson & Johnson. Da, am mai vorbit în trecut despre căcatul ăsta, sezonul trecut, recte. Și o să vorbim din nou, pentru că o să se impună noi măsuri. Uite, spre exemplu, aș vrea să impună măsuri împotriva celor care dorm în mașini sau stau cu ochii în telefon, chiar dacă sunt la semafor. Pentru că și la semafor ești tot în trafic, nu? Da, în fine, să trecem la subiect. Da, mă, mâncava și gura voastră. Vine iar lockdown-ul, vin iar căcaturi de restricții, mască pe guriță și pe năsuc și tot așa. Nimic împotrivă. Aberant este însă când intervine discriminarea. Și da, știu că iar o să fie tabere și iar o să fie voci și iar o să fie grupuri și grupulețe. Mersi. Așa. Că, dom'le, că nu-i discriminare, că nu știu ce, că... Ba da, Bill Gates, vaccinul, căcatul. Nu, vaccinul... Am avut și despre asta un videoclip, despre vaccinați versus nevaccinați. Să vedem cum fentăm noi și asta. Uite, aici ne băgăm și noi. Sac, pac. Țacapaca, țacapaca. Da. Bun. Partea nasoală e fix în punctul ăsta în care s-a ajuns să nu mai poți să te duci, să nu mai poți să faci nimic practic dacă nu ai documentul, certificatul. Uitați-vă documentul care să ateste că ți-ai făcut vaccinul sau ai trecut până toate bolile cu cardieșii. Da, pentru că mai nou nici măcar cu test nu mai ai voie, nici la restaurante, nici la competiții sportive, nici la teatru, nici la nicăieri. Nici noaptea să umbli. Ceea ce e puțin cam de căcat, nu? Mai era unul până anii 30 care făcea chestii de-astea, nu? Cu document de liberă circulație, care să ateste că ești arian, care nu știu ce. Ceilalți steluța în piept. Probabil că și nevaccinaților o să li se pună, nu știu, penis în frunte. Mama said I could be anything when I grew up, so I decided to be a unicorn. Asta o dată. Plus că... Băi, ăștia au greșit tot din prima. Deci nu ar trebui să constrângi oamenii să se vaccineze, ci ar trebui să le explici ca lumea, să informezi bine, să nu le oferi stimulente gen intră în loteria curului sau să le îngrădești, să le oferi niște privilegii față de ceilalți, privilegii pe care ar trebui să le aibă toți în mod normal, adică sunt niște chestii normale, nu... În fine, e de cacao. Și cu asta am încheiat, vă dau un exemplu ca să vedeți cât de idioți sunt cei care stabilesc regulile. Deci Vasile se duce în vacanță într-o țară din zona roșie și este nevaccinat. Își face test PCR ca să treacă granița, e negativ. Când se întoarce, chiar dacă își face test și este declarat negativ, stă în carantină 14 zile automat. Automat. Dă partea cealaltă. Gheorghe, care este vaccinat, se duce și el într-o vacanță, într-o țară din zona roșie și când se întoarce, nu pățește nimic. Du-te, Gheorghe, și zburdă. Și atenție, Vasile, cu testul negativ, nepurtător de virus, Gheorghe, surpriză, poate să fie pozitiv. Poate să fie purtător de virus, vaccinat fiind. Și să umble liber pe străzi. Doar pentru că s-a vaccinat. Și de asta suntem, nu, o țară, o rasă de căcat. Mă rog, cu conducător de căcat. Deci dai, măi, moșilor. Hai, până data viitoare aveți grijă de trupurile voastre, să fiți sănătoși și nu uitați, rock on, ride on, vă pup!